Fabricul va străluci din nou este promisiunea pe care o face primarul Timișoarei, Dominic Fritz, referitoare la acest cartier istoric al Timișoarei. Săptămâna trecută am avut prima întâlnire cu echipa de experți care va elabora planul urbanistic zonal pentru fabric și tot săptămâna trecută am finalizat achiziția pentru proiectul de stopare a degradării sinagogii din fabric. Sunt pași pe care îi facem ca să protejăm și să dezvoltăm fabricul, unul dintre cartierele istorice bijuterii ale Timișoarei, pe nedrept în suferință de decenii. Puzul vine în completarea proiectului de regenerare a zonei Traian, în care vom investi aproximativ 30 de milioane de euro pentru refacerea spațiului public. Puzul va spune clar care sunt condițiile de construire și funcționare a clădirilor și terenurilor din cartier pe o suprafață de peste 90 de hectare. În plus, îmi doresc ca la finalizarea acestui document să avem o viziune clară pentru viața economică a cartierului. Fabric nu a fost niciodată doar un cartier rezidențial și de aceea acest puz trebuie să vină cu reguli care să stimuleze micii antreprenori și să încurajeze activitatea economică responsabilă fără a distruge inițiativele locale, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.